Managerul privat al complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a precizat că a luat această decizie după ce Marin Condescu a refuzat să-i pună la dispoziție actele financiar contabile ale clubului. Condescu a declarat că dacă banii ce revin echipei de fotbal vor fi redirecționați către firmele ce prestează servicii pentru gigantul energetic, atunci vede cu ochi buni această situație. Am o impresie bună dacă vom folosi banii pentru a păstra locurile de muncă la societățile care prestează servicii pentru companie. Este bun, de fapt este o convenție pe care am făcut-o în urmă cu 2 luni de zile atunci la vizita domnului ministru Niță. Domnul Ciurel poate va găsi o altă soluție de sponsorizare atunci când societatea va merge bine și va fi alături de noi. Oricum noi le-am pus la dispoziție tot ceea ce trebuia din punct de vedere administrativ, iar în Europa jucăm cu complexul energetic Oltenia, fiindcă complexul energetic Oltenia este o creație a tuturor sindicatelor, celor care au fost în administrație și a forțelor politice pentru a reindustrializa Oltenia și principalul scop al lor este unul economic și a păstra locurile de muncă și a dezvolta locuri de muncă. Condescu a dat asigurări că anul acesta nu vor exista probleme financiare la echipa de fotbal. Nu va fi ușor, dar nu pierim până la sfârșitul anului. E o convenție care am făcut-o împreună cu dânsul, cu domnul Ciurel.